Din cele 571 de școli dâmbovițene, 122 se confruntă cu câteva probleme administrative. Din cauza mai multor deficiențe, printre care lipsa apei potabile, starea grupurilor sanitare și tocăria veche, pentru aceste unități de învățământ au fost respinse certificatele de conformitate. Se încearcă remedierea problemelor într-un timp cât mai scurt, iar apoi va fi realizată documentația necesară pentru a primi autorizația de funcționare. Clopoțelul va suna lungi și în aceste instituții de învățământ, întrucât sunt foarte mulți elevi și nu pot fi mutați în alte școli. Cele fără autorizație vor funcționa pentru că funcționează de mai multă vreme, numai că noi aici am purtat o discuție și cu directorii noștri, urmează să purtăm o discuție la cel mai înalt nivel, dacă vreți, împreună cu Prefectura și cu Consiliul Județean, să vedem care sunt soluțiile. Soluțiile vor trebui găsite de primărie de data aceasta, în special în ceea ce privește grupuri sanitare lipite de incinta școlii sau în incinta școlii, dacă este posibil, și forarea unor puțuri de apă, pentru că avem cazuri, apa este, să spunem, nepotabilă, este doar industrială, iar normele ASP nu ne permit acest lucru, nici măcar pentru apa menajeră cu care copiii se spală pe mâini. În ultimele zile, inspectorii județeni au verificat instituțiile de învățământ din Dâmbovița pentru a găsi soluții de remediere a problemelor existente într-un timp cât mai scurt. Până atunci, luni, 16 septembrie, clopoțelul va suna în fiecare unitate școlară. Așteptăm și concluziile de la fața locului ale inspectorilor noștri, pentru că știți, de multe ori realitatea este ușor diferită de informările pe care le prezintă directorii noștri, poate uneori într-un chip ușor idealizat, alteori, din păcate, sau, eu știu, nu știu dacă neapărat este potrivită expresia, le mai învăluie așa și niște veșminte negre, adică arată situația mai rău decât este în realitate.